Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Pompierii lucrează la foc continuu de 24 de ore. 3 incendii de pădure au fost stinse cu greu din cauza vântului. Zeci de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări. La Vlădeni și Zărnești au fost stinse, nu și la Ohaba, unde nu este apă și vântul bate cu putere. Se acționează greu, voluntarii și pompierii pe un teren accidentat încearcă să izoleze focarele. Aceștia atrag atenția asupra arderii necontrolate a vegetației uscate, care se realizează doar pe baza permisului de lucru cu foc deschis. Amplă acțiune de ecologizare a văii râului Șinca Nouă. Sătenii cu mic cu mare au răspuns îndemnului primăriei de a face curățenie după cei care încalcă regulile de bun simț și își bat joc de mediul înconjurător pe care îl sufocă în plastic și gunoaie. Oamenii s-au transformat în adevărați paznici ai apelor, stau la pândă și cei care poluează mediul înconjurător sunt dați imediat pe mâna poliției. Cercetări la Șona. Individul care a aruncat ulei de motor în fântâna publică este căutat de polițiști. Cazul este unul grav, susțin oamenii legii, fiind încadrat în codul penal ca faptă de infectare a apei, care se pedepsește conform legii. Amintind că pompierii au fost solicitați ieri dimineață la Șona, după ce o persoană necunoscută a aruncat ulei de motor uzat într-o fântână publică. Avem parte de evenimente culturale deosebite în zilele ce urmează. Casa de Cultură ne invită la spectacole de teatru și film pentru noi și pentru copii, dar și la concerte inedite. Sunt inedite pentru că vin în premieră în orașul nostru, așa că merită să mergem la toate, începând din 15 și până în 20 noiembrie. Incendiile de vegetație au făcut ravagii în ultimele 24 de ore. Primul a izbucnit ieri după amiază într-o pădure din apropierea localității Vlădeni. După 8 ore de luptă cu focul, acesta a fost stins, dar au ars aproximativ 35 de hectare de litieră. Azi dimineață, pompierii făgărășeni au fost solicitați la stingerea unui incendiu de pădure ce a izbucnit la Ohaba. Inițial, focul s-a întins pe 2 hectare, pentru ca apoi, din cauza vântului puternic, să fie afectată o suprafață de 21 de hectare. Au intervenit pentru eradicarea focarelor lucrători de la Ocolul Silvic și voluntari ai unor asociații. La Ohaba nu există sursă de apă, iar acțiunea este îngreunată de vântul ce suflă cu putere. În jurul prânzului, un alt incendiu de pădure a izbucnit pe 5 hectare în apropiere de Zărnești. Vântul puternic a intensificat flăcările în pădurea de la Ohaba, astfel că a fost nevoie și de intervenția unui elicopter cu dispozitiv special. Pompierii atrag atenția asupra arderii necontrolate a vegetației și să nu se folosească focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt. Mai mult, arderea oricărui tip de resturi vegetale sau deșeuri se face doar pe baza permisului de lucru cu foc. La închiderea ediției, pompierii făgărășeni au intervenit la stingerea unui alt incendiu, ce a cuprins o șură din satul Ticușul Nou. Iar pompierii din Zărnești au intervenit la stingerea unui incendiu la o casă. Acolo un acoperiș a luat foc. Pasnicii apei, așa s-au auto-intitulat localnicii din Șinca Nouă, disperați de mizeria aruncată pe albia râului ce curge în zonă. Înconjurată de păduri într-un peisaj de vis, Șinca Nouă atrage an de an tot mai mulți turiști. Oamenii de aici sunt gospodari și au construit pensiuni, însă din cauza mizerilor aduse din aval de ape sau aruncate chiar de unii săteni certați cu regulile civilizației, natura este poluată. Pentru curățenia de toamnă, primarul Dumitru Lucuș a reușit să mobilizeze toată suflarea satului într-o acțiune de ecologizare. Este vorba despre acțiunea de curățenie a văii Șinci, a râului care străbate localitatea, acțiunea de curățenie de toamnă. Din primăvară am avut o acțiune și mai mare în primăvară, prin care am adunat gunoaiele, în general plasticurile, care dau un aspect foarte neplăcut privirii, că rămân agățate prin sălci și prin tot felul de tufe și le flutură vântul toată vara. Ne-am gândit că
în planul nostru de a crește afluxul de turiști în Țara Făgărașului, trebuie să le oferim anumite facilități și cel mai important ar fi să avem un mediu curat. Cel puțin dacă nu ieșim în evidență, deși ieșim cu multe alte lucruri pe care le putem oferi, ca peisaje și ospitalitate și multe obiective turistice, dar dacă noi ieșim în evidență cu o zonă plăcută și întreținută și curată, tot e un mare plus. Principala noastră problemă e că o parte din localnici au prins obișnuința să arunce în albia râului deșeurile. Am pus camere video în ultimul an pe la intersecțiile care duc la vale și am putut stopa. Am însă și mai mare problemă cu localitățile din Amonte de noi, Poiana Mărului și Holbav, care ne trimit nouă o mare cantitate de deșeuri, că acum ce curge în jos de Șinca, putem fi bănuit și noi că o luăm. Dar ce vine din Amonte, e clar că vin de la comunele astea. Am luat legătura și cu primarii de acolo, am montat în albia râului două grilaje ca să oprim peturile și sticlele care vin, foarte multe, cam în 24 de ore se adună 7-8 saci de plasticuri. Și dacă până acum ecologizam cu voluntari sau cu la nivel mult mai mic, am socotit că e util ca să chemăm oamenii din sat, i-am chemat pe toți, au venit sute de persoane. Șinca Nouă nu este singura localitate din zonă unde persoane rău intenționate aruncă peturi sau alte deșeuri ce ar trebui reciclate în albia râului sau pe malul apei, în pădure. Sătenii din Șinca Nouă dau dovadă de spirit civic, s-au mobilizat și păzesc întreaga zonă, iar primăria intenționează să monteze camere de luat vederi peste tot pentru a-i depista pe cei care poluează natura. Polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală din Voila, postul de poliție Mândra, s-au sesizat din oficiu la săvârșirea infracțiunii de infectare a apei, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 356 din codul penal. Din verificările preliminare făcute la Șona, s-a constatat existența unei substanțe, posibil ulei uzat de motor, în apa unei fântâni publice. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, subcomisarul Alina Maria Ivan. Pompierii din cadrul detașamentului de pompieri din Făgăraș au fost chemați ieri să evacueze apa din fântâna publică de la Șona, după ce localnicii au constatat că cineva a aruncat ulei ars în aceasta, iar apa nu mai putea fi folosită. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri pentru a scoate apa contaminată, dar și un echipaj smurt și autospecială. Pompierii au scos apa murdară cu ajutorul motopompelor. Făgărășenii iubitori de spectacole au parte în zilele următoare de piese de teatru, concerte și filme, toate cuprinse în calendarul evenimentelor organizate de Casa de Cultură în perioada 15-20 noiembrie. Vineri, 15 noiembrie, avem parte de o premieră în orașul nostru. De la ora 19, Alina Șerban își prezintă debutul său regizoral cu scurt metrajul intitulat Bilet de iertare. În data de 15 noiembrie, de la ora 19, vă așteptăm la Casa de Cultură din Făgăraș, pentru că prima actriță romă din România, apreciată la Festivalul de Film de la Cannes, va veni cu o proiecție specială la Făgăraș. Vă așteptăm ca să urmăriți Bilet de iertare, un scurtmetraj, și de asemenea va fi și prezentarea scurtmetrajului singură la nunta mea și de asemenea vom avea și proiecția filmului Bilet de iertare. Vă așteptăm la ora 19 vineri, 15 noiembrie, intrarea este liberă. Seria evenimentelor culturale continuă atât în weekend, cât și săptămâna viitoare. De asemenea, sâmbătă vom avea 3 filme. Vom începe de la ora 11 cu filmul 3D pentru copii, Marea Aventură Lego 2. Prețul biletului este de 15 lei, ochelarii sunt incluși. De asemenea, un alt film 3D de la ora 16 vom avea tot în Casa de Cultură Făgăraș, sâmbătă 16 noiembrie, de la ora 16. Prețul biletului este de 15 lei. Filmul se numește Shazam și este o comedie. De asemenea, acesta va fi un film 3D. Apoi, de la ora 19, vom avea Godzilla, regele monștrilor, Godzilla 2,
tot 3D, cu ochelari în Cluj, prețul biletului 15 lei, de la ora 19. Toate aceste filme sunt în data de 16 noiembrie, sâmbătă. Duminică vom avea concertul Lumină Lină. Aici s-au epuizat toate invitațiile. Ne bucurăm pentru acest lucru, dar vă așteptăm și la intrarea Casei de Cultură. Poate vom mai avea câteva locuri și pentru ceilalți care nu au apucat să prindă invitații pentru acest eveniment. Duminică, 17 noiembrie, de la ora 17. Luni, de la ora 19, vă așteptăm la primul film românesc inspirațional. Se numește Coborâm la Prima. Este o poveste după a doua zi, după colectiv. Prețul biletului este 10 lei. La ora 19 vă așteptăm la Casa de Cultură. La ora 12 vom face acest film pentru grupuri organizate și deja elevii de la colegiile Radu Negru și doamna Stanca din Făgăraș s-au mobilizat și vor veni să vadă filmul luni de la ora 12. Piesa de teatru Cum se face, care va fi jucată de Octavian Strunilă, Pauli Pate, Andreea Mateiu, Paula Chiril și Alexandru Conovaru, se va juca în data de 20 noiembrie, de la ora 19. Prețul biletului este de 40 de lei și 30 de lei. Vă așteptăm pentru că mai avem câteva locuri. De asemenea, vom mai avea un eveniment frumos în data de 25 noiembrie. Se numește Evocări și rodiri la 10 ani de la înveșnicirea părintelui Teofil. Urme, bucurie și dor. Aici sunt invitați părintele Matei de la Schitul Șincanouă, părintele Mihail de la Schitul Chirpăr și părintele Cornel Ursu. Acest eveniment va avea loc luni 25 noiembrie de la ora 17 în sala mică Club. Făgărășenii vor avea parte în continuare de o stagiune teatrală de toamnă plină de surprize plăcute, promite managerul Casei de Cultură, Diana Gribincea Popa.